că într-o parte a doua a tutorialului maieuțului nostru nude, eu i-am zis nude pentru că aceasta este culoarea pe care am folosit-o, puteți să-l denumiți cum doriți dumneavoastră. Vom învăța să facem bretelele, da? Și mergem cu toată partea aceasta în spate. Vă explic exact cum în tutorial și cum atașăm șnurulețul și o facem reglabilă exact pe ce măsură doriți dumneavoastră. Da? Se poate, dacă doriți cu un spate mai gol, lăsați aici mai larg. Acum măsurați dumneavoastră cât aveți nevoie și cât vă doriți să fie de despicată aici. Sporn toate și vizionare plăcută! Sper că vă sunt de folos din nou. În partea întâi de la tutorial am ajuns în acest stadiu, da? În partea a doua vom face bretelele, împărțim așa, da, pentru bretele și vom continua tot pentru spate. Eu încă mai am din prima mea bobinuță de 50 de grame, mai am cam 10 grame, cred că, de fir. Nu am tăiat firul după ce am terminat al treilea rând de aici, da, voi continua direct lucrând de aici, voi lucra doar până la mijloc, o bretea și apoi cealaltă bretea, da? Vom face la începutul rândului încă o scădere aici, da? Eu trebuie să ajung până am doar două din acestea, da? Deci, începem cu 3 ochiuri de lanț, apoi o scădere, da? Deci luăm primul, al doilea, trecem prin primele două și apoi trecem prin toate trei pe care le mai avem, da? Mai lucrăm până când ne rămân două, da? Păstrăm și pe bretele modelul, da? Ne-au rămas două piciorușe duble. Am avut 3 ochiuri de lanț, scăderea, 1, 2, 3 piciorușe duble, da? Și apoi începem din nou modelul nostru. 2 piciorușe duble în spațiu, 5 deasupra piciorușelor duble de la rândul anterior. Să fiți atente pentru că exact la fel vom lucra și a doua mânecuță, da? Așa, 1, 2, am încălcit puțin firul, bineînțeles, 3, 4, 5, 6, 7, da? 2 ochiuri de lanț, din nou în spațiu, 2 piciorușe duble, 5 în continuare, și vedem că am ajuns la mijloc. Aici nu mai facem cele două ochiuri de lanț, pur și simplu ne întoarcem. Dar, pentru că mie nu-mi place să se vadă atât de brusc întoarcerea, o să fac o scădere din ultimele două. Da? Deci vedeți că avem mijlocul, mai am două ochiuri de lanț. Eu aici o să fac o scădere. În modelul de inspirație nu era această scădere, dar mie mi se pare că arată mult mai bine, da? Pentru că am făcut o scădere aici, o să fac și chiar la începutul rândului, da? Deci, la partea de mijloc, voi face o scădere, da? Rândul 2 de la breteluță, am făcut două ochiuri de lanț, apoi, direct, sar peste primul, da, pentru că am ochiurile de lanț. În al doilea fac din nou al doilea și al treilea lescat, da?
Așa. Și am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu aici ar fi trebuit să am doar 5, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci, eu merg, păstrez în continuare găurelele, da? Nu contează aici cum e, da? Voi face pur și simplu încă două piciorușe duble aici. Da? Ca să păstrez locul unde vine găurica, să pot păstra modelul. Unu, doi, trei, patru, cinci, și două în spațiu, să avem șapte, da? Unu, doi, unu, doi, unu, doi, 3, ups, 4, 5, 6, 7, așa, ne apropiem de capătul rândului, avem două ochiuri de lanț, sărim primele două piciorușe duble și mai vedem că avem 3 piciorușe duble. Vom face în ultimele două o scădere și apoi un picioruș dublu în ochiurile de lanț, da? Deci primele două le scad, apoi le sar, apoi o scădere am la capătul rândului, iar în ultimul, unde sunt ochiurile de lanț de la începutul rândului anterior, un picioruș dublu, da? Și mă întorc din nou. Acum, voi mai face încă o scădere, dar de data aceasta, cum am făcut și aici, direct în găurele, da? Deci am făcut 3 ochiuri de lanț ca primul picioruș dublu și voi lucra direct în spațiu. 2 piciorușe duble, apoi încă 5. Patru. 5, da? 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble în spațiu și apoi încă 5, 3, 4, 5, 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble și la fel voi scădea aici. Ultimele 2 ochiuri le scad, da? Deci nu, o să, nu știu dacă o să am 7, da? Deci 1, 2, 1, 2 în spațiu, 3, ups, 4, 5, 6, 7, da? Am loc fix de o scădere și de ultimul picioruș dublu. Scădere și ultimul picioruș dublu la capăt, da? Nu terminăm cu scădere pentru că nu se vede bine, da? În continuare, să vedem al câtelea rând, 1, 2, 3, al patrulea rând, va fi, suntem la mijloc, da? Vedeți deja cum se formează, da? Se scade și aici, se scade și aici. Aici, la un moment dat, cred că acesta va fi ultimul rând de scădere în partea stângă, al patrulea rând, ultimul va fi și în dreapta și în stânga, apoi voi scădea doar în mijloc, da? Voi face modelul doar în mijloc.
vom avea din nou 3 ochiuri de lanț, o scădere, continuăm cu piciorușe duble până când ajungem la spațiu, da? În el vom face 2 piciorușe duble, aici nu sărim niciunul, da? Avem grijă să lucrăm în fiecare. 1, 2, 2 ochiuri de lanț, voi sări primele 2, da? Ca să păstrez modelul, da? Voi face cele 7, 3, 4, 5, 6 și 7, da? 2 ochiuri de lanț, sar primele 2 și voi lucra până când mai am 3. Mai am 1, 2, 3, 4. Până când mai am 3, deci eu am 3 piciorușe duble lucrate aici. O să fac ultima scădere de la sub braț, da? Apoi va merge în partea de la sub braț, breteaua va merge drept, da? O scădere și un picioruș dublu, da? Un picioruș dublu în ochiurile de lanț ce ne-au rămas de la începutul rândului anterior, da? Acum, la rândul 5, o să urmărim modelul, da? Pur și simplu. Avem 3 ochiuri de lanț. Aici nu mai fac nicio scădere. Trebuie să ne rămână 2 piciorușe duble până la găurică, ca să putem face găurica, da? 1, 2. 2 ochiuri de lanț. Vedeți? Am făcut găurica. La fel voi continua. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, 2 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și acum avem capătul, partea din mijloc, la care vom face. Avem piciorul dublu, scădere, mai fac încă 2 piciorușe duble. Da? Scăderea. Și un picioruș dublu în ochiurile de lanț. Aici voi scădea pe fiecare rând, da? La mijloc. Cred că ați prins deja ideea. 3 ochiuri de lanț, o scădere, da? Voi scădea doar în 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, am 9 și 10, da? 9, 10, 2 ochiuri de lanț, pentru că mutăm găurica, 1, 2, 6. Și de acum lucrăm până la capăt, exact păstrând modelul, da? 3,
am 5, 6 și 7 și după cum se vede, pot să fac exact cele două ochiuri de lanț, da? Am 3 piciorușe duble aici la capăt, le sar pe cele două și voi face un picioruș dublu exact în capăt, da? Pentru că aici nu mai scad, da? Aici vine sub brațul, aici nu mai scad. Mă întorc din nou. 3 ochiuri de lanț, direct 2 piciorușe duble. Eu am făcut ceva de am încălcit aici. O să încerc să descălcesc rapid. 2 piciorușe duble, continuăm până la cele 7. 1 2 3 4 și 5, 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble în spațiu, da? Acum am rămas cu o singură găurică din aceasta. 3 4 5 6 7. O să văd acum. Da, chiar îmi încape. Pot să mai adaug încă 2, 4, 6, 7, 8 am făcut. 7 doar, da? Pot să adaug încă un model, încă o găurică aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? 1, 2, sărim 2 și mai lucrăm până când avem 3 la capăt, da? Deci avem, ne rămân doar cele, aceste 3 la capăt, care înseamnă o scădere din 2, da? Nu uităm să facem scăderea. Și un picioruș dublu la final în ochiurile de lanț. După cum vedeți, cred că v-ați prins deja cum merge. Păstrăm modelul, da? Scăzând doar în mijloc. Eu voi continua să scad aici în mijloc până ajung aproape de umăr, până am puține ochiuri, cam 10 ochiuri să mai am în total în partea de sus, ca să pot continua breteaua înspre spate. Vă arăt încă o dată. Deci suntem la partea de mijloc. La partea de mijloc scăderile sunt 3 ochiuri de lanț și exact următoarele 2 ochiuri le scădem, da? 1, 2, trecem prin 2, trecem prin 3, da? Mai lucrez un picioruș dublu aici, 2 piciorușe duble în spațiu, da? 2 ochiuri de lanț, trebuie să vedem în ce direcție merg în continuare spațiile, da? O să păstrăm modelul pe cât posibil, sărim 2 piciorușe duble ca să arate frumos și pe mânecuță, da? 3 4 5 6 7, 2 ochiuri de lanț, 1, 2, sărim și mai avem până la capăt, 1, 2, 3, 4, 5 și ultimul în ochiurile de lanț, da? Aici la capătul dinspre sub braț nu mai facem scădere. Ne întoarcem din nou. Acum doar urmărim modelul scăzând în mijloc, da? Ca să înțelegeți ce vreau să fac. În acesta nu. Acum lucrez, vedem găurelele merg înspre dreapta, până mai am 2 piciorușe duble înainte de găurică. Deci am 1, 2,
3, da? Practic. Două ochiuri de lanț. Ups. Două piciorușe duble în găurică. La capătul rândului vom avea scădere, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am făcut eu ceva în plus. Da. Deci lucrăm până avem cele 7, că suntem în mijloc. Mie mi se tot încurcața și mă derutează aici, da? Așa. Două ochiuri de lanț. Două piciorușe duble în spațiu. Câte avem aici în total? Trebuie să ne rămână 3. Avem 1, 2, 3, 4, 5 avem, da? Lucrăm 1, 2, ultimele două le scădem. Și un picioruș dublu în ochiurile de lanț. Da? Apoi. Trei ochiuri de lanț. Din nou scădem aici, da? Lucrăm piciorușe duble până trecem de spațiu, da? La spațiu două piciorușe duble, după spațiu două ochiuri de lanț, sărim următoarele două piciorușe duble, facem cele 7, cinci, două în spațiu, două ochiuri de lanț, sărim două piciorușe duble și mai avem fix două, 1, 2, da? Mai avem acestea două, 1 și în ultimul 2, da? Aici, din nou, trei ochiuri de lanț, pentru că nu mai am două piciorușe pe care să le sar. Voi face în spațiu un singur picioruș dublu, da? Și voi continua ca să-mi rămână cum ar veni două aici pe capăt, da? Îmi voi avea până la 7. 1. Dar de fapt puteam să fac. Fac două piciorușe duble, continui modelul, da? Pur și simplu. Deci am trei ochiuri de lanț și continui modelul aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble în spațiu, da, păstrăm cât, pe cât posibil. Cum mai avem 3 ochiuri, facem scădere, da? 1, 2, 3, 4. Mai fac un piciorul dublu. Apoi o scădere, da? Și un picioruș dublu în ochiurile de lanț, nu uităm de el. Ne întoarcem, din nou o scădere și cred că ne rămân 1, 2, 3, o scădere aici. Mai lucrăm piciorușe duble până după spațiu, cred că ne rămâne un singur spațiu. Doi,
spațiu de 2, sărim 2, 1, 2, 3, 4. Aici știți că am făcut, am înmulțit 1, voi face un singur picioruș dublu, da? Deci mai am la capătul rândului 5 piciorușe duble, da? O să mai fac o tură de scădere și apoi continuăm cu breteaua. E deja destul de decoltat, aproape ajung de umăr, da? Vedeți că e deja destul de, merge destul de decoltat. Deci, practic, mai fac încă două rânduri. Ia să văd câte rânduri am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci, facem rândul 13 și 14 și vă arăt cum continuăm bretelele, da? Deci, 3 ochiuri de lanț. Mai lucrăm încă una, două, să vedem, două piciorușe duble, apoi vine spațiul, da? 1, 2, 1, 2 în spațiu, 3, 4, 5, 6 și al șaptelea. Nu cred că are rost pentru două rânduri să mai încep un rând de model. Se încălcise firul, da? Nu mai încep încă un rând de model, o să mai am aici 1, 2, 3, al patrulea, da? Mai lucrez un picioruș dublu aici, deci am 8 după găurică, fac o scădere, ups, și ultimul picioruș dublu în ochiurile de lanț, mă întorc, 1, 2, mi s-a încălcit firul și l-am tăiat și l-am înodat din bobinuța nouă. O să-l descălcesc eu, da? 3 ochiuri de lanț la început. O scădere, următoarele două piciorușe, da? Și mai lucrez piciorușe duble în continuare până ajung să văd dacă mă încape ultima, da, mă încape exact ultima găurică. Rândul acesta va fi cu ultima găurică. Lucrez în continuare piciorușe duble, aproape tot rândul piciorușe duble. La capăt abia am două ochiuri de lanț și un picioruș dublu exact în ultimul ochi. De aici încolo eu o să număr câte ochiuri am. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cum ar veni. De aici încolo eu vreau să fac un model mult mai aerisit. Voi face, să vă explic ce vreau să fac de aici, da? Deci mie mi-ajunge cam pe umăr partea de aici. Să tai eu firul. Asta care e în plus. Eu voi merge cu breteaua mea lungă, 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 până când ajung până aici, da? Voi mai adăuga o bucată de bretea aici. O să vă explic și cum fac asta. Dar voi lucra modelul pe care vi-l arăt imediat. Îl lucrez până când ajung din nou aici, da? Până ajung din nou la sub braț. Deci încă o lungime din aceasta. Dumneavoastră măsurați, aveți de la sub braț să vă vină până la umăr. Deci faceți partea aceasta. Dacă ați ajuns până aici și vă mai trebuie, deci până la scăderile ce le-am făcut în video și vă mai trebuie, lucrați în continuare exact ochiurile pe care le aveți, exact cu modelul ce vi-l arăt, da? Până când ajungeți pe umăr. Vom face 3, 4 ochiuri de lanț. Aici știți că avem două
ochiuri de lanț, unul îl sărim și în următorul practic facem un picior ruj dublu. Un ochi de lanț, sărim un picior ruj dublu, în următorul facem un picior ruj dublu. Un ochi de lanț. Vreau să fac modelul acesta aerisit pentru bretea și partea din spate, da? Un ochi de lanț, sărim un picior ruj dublu, în următorul un picior ruj dublu. Un ochi de lanț, sărim în următorul un picior ruj dublu. Un ochi de lanț, sărim și în următorul un picior ruj dublu. Eu practic am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da? Le voi păstra pe acestea 7 cât de lung am nevoie, da? Deci, la începutul rândului facem 4 picior ruși, ochiuri de lanț. Mă scuzați, 4 ochiuri de lanț și vom face un picior ruș dublu, un picior rușul dublu anterior, da? Un ochi de lanț, un picior ruș dublu, un picior rușul dublu anterior. Un ochi de lanț, un picior ruș dublu, un picior rușul dublu anterior. Tot așa până când ajung la capătul rândului, da? Avem grijă să nu avem niciun picior ruș dublu sărit. Atâta doar că la început, în loc de 3 ochiuri de lanț, vom avea tot timpul 4 ochiuri de lanț, da? Deci eu voi continua, 4 ochiuri de lanț am, 3 pentru primul picior ruș dublu și unul pentru a crea spațiul, da? Un ochi de lanț, un picior ruș dublu, 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 ochi de lanț, picior ruș dublu, da? Vom continua, facem această repetiție, după cum v-am zis. Exact același model, îl voi continua până când ajung din nou, până ajung aici la subbraț, da? Practic tot 14 rânduri din acestea și mă întorc să vă arăt ce facem. Eu am lucrat și cea de-a doua mânecă, ca să vă arăt exact cum facem pentru partea aceasta, cum vine prinsă de partea aceasta, da? Am lucrat 16 rânduri, am zis că fac tot 14, dar am făcut două în plus pentru că am zis să se așeze bine pe umăr aici, da? Până acum arată așa, să vă arăt și pe dos, da? Deci breteaua merge tot spatele. Acum ideea este că vom face și cea de-a doua bretea, da? Așa, exact la fel, vă arăt cum vă prindeți acum. Și o puteți transforma ori în vestuță, o purtați așa cu fața, deci e foarte versatil, da, modelul, ori faceți cum voi face eu. Eu o să-i pun șnurulețe aici, da? O îi pun șnurulețe aici și o pun la spate, dar foarte simplu, puteți să o întoarceți, să o purtați exact cum doriți, da? Acum, după ce am exact la fel ca la partea cealaltă, același număr de rânduri, da? Breteaua, eu cu breteaua trebuie să mă prind de aici, din colțul acesta, da? Ca să pot să mă prind din colțul acela. Și eu am deja numărul de rânduri de aici, da? O să prind capătul de aici cu firul meu ce îl aveam, da? Pentru ca să nu fac rânduri în plus, să am același număr de rânduri, da? Deci primul rând l-am prins cu capătul de la fir, de cum am terminat. Dumneavoastră, dacă nu aveți capătul acesta de fir, dacă l-ați băgat deja, o să vă arăt imediat cum facem, da? Deci, eu sunt la modelul meu cu 7 piciorușe duble cu
ochi, un ochi de lanț între ele. Încep 1, 2, 3, 4, le lucrez pe toate cele 7, da? Deci la început aveam 4, vă reamintesc puțin acum. Un ochi de lanț, un picioruș dublu în piciorușul dublu de la rândul anterior, da? Așa. Până când le-am lucrate pe toate, da? Cele 7. Ochiurile de lanț se numără ca 1, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exact la fel cum aveam. Eu voi merge așa, da? De aici încolo. Da? Acesta la mine este rândul 17. Am făcut 16 rânduri și la rândul 17 eu trebuie să mă prind de lucru. Cum facem? Dacă nu aveți firul cu care eu am prins exact capătul lucrului, veți sări acest rând, da? Și îl veți scoase ulterior. Ne uităm în partea stângă, avem exact rândurile 1, 2, 3, 4, da? Exact același număr de rânduri trebuie să facem și pentru partea aceasta cu breteaua. După ce am făcut cele 7 piciorușe duble, facem un ochi de lanț și ne ducem, vedem că urmează la rândul al doilea, da? Deci exact după, acesta e primul rând din lucrul nostru, la rândul al doilea facem un ochi alunecat, da? Apoi, două ochiuri de lanț și un ochi alunecat în rândul al treilea, da? Eu mă ridic acum un rând întreg, da? Ca să-mi rămână aici, da? Un rând aici, alt rând. După ce am făcut ochiul alunecat, după cei doi ochi de lanț, mai fac un ochi de lanț pe care l-am făcut și aici, exact înainte, da? Mă întorc și continui să lucrez modelul meu cu picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, până la capăt. Da? Voi avea din nou cele 7 piciorușe duble aici, da? Dinspre corp înspre bretea lucrăm exact normal, da? Apoi am făcut și pe al 7-lea, din nou 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, ne întoarcem și ne ducem înapoi spre maiuțul nostru, da? Facem exact la fel cele 7, cât e breteaua, o să vă mai arăt două rânduri și apoi o prindeți ideea. Ups. Am firul de mult timp și mi se tot încălcește. O să-i las un nod aici, nu e nicio problemă. Ochi de lanț, picioruș dublu. Am 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, da? După ce am cele 7, din nou voi face un ochi de lanț, da? Și pun lângă lucrul nostru și vedem unde e rândul. Rândul e aici, da? Să fie la același nivel. Facem un ochi alunecat în rând, două ochiuri de lanț ca să ne ridicăm pentru rândul următor. Exact așa vor fi toate rândurile, da? Avem două ochiuri de lanț, ne ridicăm la rândul următor, de sus, un ochi de lanț de început și apoi încep din nou setul de 7 piciorușe duble cu ochi de lanț între ele, da? Deci ochi de lanț, picioruș dublu în
piciorușul dublu anterior. Acum să vă arăt încă o dată mai încet și la capăt cum fac. Imediat ajung, pentru că sunt rândurile foarte scurte, un ochi de lanț. Aici avem 4 ochiuri de lanț, da? Unul îl sărim, da? Pentru că trebuie să avem aceeași distanță și în al doilea facem un picioruș dublu. Din nou, 4 ochiuri de lanț. Ne întoarcem, vă mai arăt o dată și apoi continuați până la capăt dumneavoastră. Lucrăm cele 7 piciorușe duble cu ochiuri de lanț între ele. Acum ajung din nou la acesta, este al 7-lea ochiul de lanț, da? După al 7-lea mai facem un ochi de lanț. Le punem alăturate, da? Și vedem unde este rândul nostru. Aici este 2 ochiuri de lanț ca să ajung la rândul următor, aici, da? Aveți grijă, nu săriți niciun rând, se văd destul de clar rândurile, da? Un ochi de lanț ca să mă întorc și continui cu cele 7 piciorușe duble cu un ochi de lanț între ele. Cred că este destul de clar. O să pun puțin jos ca să vă arăt cum se vede. Da? Deci noi ne prindem cu breteaua de restul lucrului. Da? Nu avem niciun fel de cusătură. Pur și simplu ne prindem cu breteaua de restul lucrului. Aveți grijă, da? Breteaua să stea exact așa cum trebuie, da? Să nu se răsucească. Voi continua până jos, da? Exact cum am făcut și la partea cealaltă. Și mă întorc să vă arăt ce facem în continuare. Cam așa vine. Îmi rămâne puțin spațiu. Aici puteți să faceți breteaua mai lată sau să mai creșteți pe aici, cum, exact cum doriți. Dar vă arăt că arată, puteți să o folosiți și cu fața și cu spatele, da? Să o faceți o vestuță sau să o faceți cum o voi face eu, să fie fața, partea aceasta cu decolteul în V și aici îi voi pune un șnur. Revin după ce ajung jos, da? Continui până jos. Am ajuns la capăt, da? Vedeți, este rândul exact unde a fost și rândul celălalt. Am firul aici. Dumneavoastră decideți exact cum doriți să faceți, dar eu vreau să îi fac un rând de piciorușe scurte peste tot, tot roată împrejur, da? Voi începe de aici și merg roată, tot roată împrejur, voi face piciorușe scurte. Să vă arăt exact cum. Aici suntem exact la colț, da? În primul ochi, în piciorușul dublu, voi face un picioruș scurt, în spațiu un picioruș scurt. Nu vreau nici să lărgesc, da? Rândul acesta de piciorușe scurte să fie pe fața lucrului, da? Puteți să faceți sau să nu faceți acest rând. Eu vreau să fac în piciorușul dublu un picioruș scurt, în spațiu un picioruș scurt, da? În piciorușul dublu un picioruș scurt, în spațiul un picioruș scurt. Și tot așa voi merge tot roată până ajung exact în punctul de unde am pornit, da? Aici am 2, 1, 2. Țineți cont că aici spațiile sunt de 2 ochiuri de lanț, da? Deci vom face 2 piciorușe scurte unde e modelul de pe maieuțul nostru, da? Deci aici am 2 piciorușe scurte, da? Și apoi trebuie să am 7 piciorușe scurte până la următorul spațiu, exact cum era primul rând de la model, da?
apoi în spațiu două piciorușe scurte. Vreau să-i dau, să definitivez mai bine, da, modelul, să aibă o margine uniformă peste tot, da? Pur și simplu voi lucra câte un picioruș scurt. La colțuri aveți grijă, faceți cel puțin două piciorușe scurte în colț, da? Iar mi s-a încălcit. Deci eu voi desculci puțin firul și continui tot roată până ajung exact de unde am pornit, da? Cu piciorușe scurte tot roată. Mergeți roată pe aici și veniți și în față, da? Și în față până înapoi. Până ajungem la am ajuns aici în colț, da, am făcut un picioruș scurt în colț. Și normal, eu voi face în spațiul, voiam să vă arăt și pe laterale cum facem piciorușele acestea scurte. În spațiul de aici eu voi face normal două, dar fiind colțul voi face trei piciorușe scurte, da? Unul la capătul rândului și două peste piciorușul dublu de la capăt, da? Unul la capătul rândului și două aici în spațiu, da? Unul în capătul rândului și două în spațiu, da? Asta e tot ce voi face unde am marginile, mă gândeam ca să vă dați seama cam cum vine, da? Deci unul pe capătul rândului unde se vede dunga așa și două între margini, da? Două pe margine. Termin tot. Voi respecta și pe partea din față, da? Pe decolteu. Vedeți că am ajuns la decolteu. Un picioruș scurt între rânduri și două peste primul picioruș dublu, da? Când facem ochiuri de lanț la începutul rândului, avem trei, da? Deci acum vom avea fix așa. Două peste piciorușul dublu și unul între rânduri, da? Să vă arăt. Acum l-am făcut pe cel între rânduri, da? Și două piciorușe duble peste rând, da? Vedeți? Între rânduri. Aici un rând, aici alt rând, exact între rânduri. Facem un picioruș scurt și apoi două între rânduri, da? Apoi din nou un picioruș scurt, din nou două. Continui așa până ajung la capăt. Am ajuns la capătul rândului. Eu, ca întotdeauna, voi mai face un ochi de lanț și voi tăia firul mai lung ca să pot să-l bag în lucru. Vreau să vă arăt cum se vede. Arată mult mai bine deja, da? Deja se cunoaște mult mai bine definit, da? Și pe față. Și voi face exact același lucru, adică câte un picioruș scurt pe toată marginea la mânecuțe. La mânecuța 1 și la mânecuța 2, da? Aveți grijă să fie tot pe față. Cum ați făcut unde e fața aici piciorușele scurte, să fie și la mânecuțe, da? La mânecuțe tot roată, mergem și revin cu partea finală cu șnurul. Da, așa arată până acum. Cam așa arată spatele, așa arată fața după ce am făcut piciorușe scurte peste tot, da? El va trebui și călcat puțin. Acum la spate, mi-am pregătit niște bandă din aceasta de satin, cred că mi-am pus cam multă, dar o voi folosi așa și o tai la final. Da, mi-are un centimetru grosime, dumneavoastră puneți de care grosime doriți și o voi începe să bag aici de jos, da? Bag un capăt și apoi celălalt
capăt, exact în primele două pătrățele de jos la colț, da? Și o voi pune exact ca șireturile de la pantofi. O să încerc pe cât posibil să o pun dreaptă, da? Așa. O să mă ajute o croșetă, imediat vă arăt cum. Da? Îl las așa ca să se vadă de la început. Are o parte mai lucioasă și o parte mai mată. Eu o să încerc să pun partea lucioasă în afară. Nu are chiar atât de mare importanță. Nu o să bag în fiecare. În una bag, în una o sar, da? O să iau croșeta. Și acum vedeți că vine din stânga pe dedesubt, da? Una o sar, o pătrățică de aici o sar, în următoarea bag și o trag. Cred că mi-ar fi fost de ajutor o croșetă mai mare, dar o să încerc să fac și cu aceasta micuță. La fel în partea cealaltă. Și așa voi face până ajung, nu chiar până aici la sub braț, o să fac așa o porțiune, da? Trebuie să și probați ca să vedeți cum vă vine mai bine, da? Deci una, o pătrățică o sar din margine și o pătrățică îi pun șnurulețul. O să o las puțin mai largă acum, pentru că se poate lega exact cât doriți, da? Deci o pătrățică o sar, o pătrățică o las. Ne uităm din partea stângă cum vine, dacă vine prin afară, o luăm din afară înăuntru, da? De pe față pe dos. Următoarea vine de pe dos pe față, da? Sar una și în continuare bag în următoarea. Voi continua să fac această operațiune până ajung exact unde îmi doresc. Eu am pus cam atât, da? Nu am ajuns chiar până la sub braț. Acum ideal ar fi să încercați să o îmbrăcați. Dacă nu puteți să o îmbrăcați, măsurați exact bustul, partea cea mai lată, ca să puteți să o luați pe cap, da? Și să aveți aici cât e partea cea mai lată, așa, desfăcut, da? Apoi faceți o fondiță frumoasă. Așa, eu o voi măsura întâi, înainte să tai. Vă lăsați suficient, da? Și apoi tăiați capetele acestea și ardeți cu bricheta. Faceți fundița mai mare acum, înainte să tăiați. Ca apoi să vă rămână spațiu, să se lărgească sau să se strângă exact pe corp, cum se dorește, da? Eu încă nu o tai, dar o să vă las poze și cu maieuțul îmbrăcat. Sper că v-a fost de folos și acest video. Sper că îl veți lucra alături de mine. Vă garantez că este perfect pentru vară. Este modern și clasic în același timp. Da? În față arată simplu, așa, iar la spate are o detaliul acesta, mie mi se pare foarte, foarte drăguț. Puteți să schimbați șnurul, puneți ce culoare doriți. Acesta a fost maieuțul nude.
Abia aștept să le văd și pe ale voastre. Și vă rog, dacă v-a plăcut, un like, subscribe. Mulțumesc, spor în toate!